Propusă încă din anul 2018, legea offshore a fost adoptată doar în acest an. Senatorul PNL de Hunedoara, Vasili Căpotecă, susține că amânarea adoptării acestei legi s-a datorat naționalismului excesiv din acea vreme, dar și a unor interese obscure. Ba mai mult, parlamentarul hunedorean, care este membru în Comisia Economică a Senatului, susține că legea n-ar fi fost adoptată nici acum dacă nu ar fi izbucnit criza gazelor din cauza conflictului ruso-ucrainean. De ce am zis să discutăm în mod responsabil despre această chestiune? Partidul Național Liberal a susținut această lege încă din 2018 și s-a bătut pentru ea. Fiind o altă majoritate atunci, Partidul Național Liberal fiind în opoziție, nu a reușit să scoată această lege pentru că pe fondul unui naționalism excesiv la acea dată, să o spun așa, s-a blocat și altor interese, să spun așa, a fost legea, s-a blocat și în loc să fi început din 2018 exploatările din Marea Neagră, ne-am blocat până în 2022, până a venit această criză a gazelor. La ora actuală, România este nevoită să importe 2 miliarde de metri cubi de gaz, în special din Rusia. Din această vară, cantitatea de gaze importate se va reduce la jumătate, deoarece începe exploatarea zăcământului din Marea Neagră, ca urmare a adoptării legii offshore. Senatorul Vasili Căpotecă mai spune că legea offshore prevede că 60% din producția de gaze revine statului român, iar diferența celui care face exploatarea. România la această oră consumă cam 11 miliarde de metri cubi de gaz. Din 11 miliarde, 9 miliarde le asigurăm din producție internă și avem o disproporție de 2 miliarde de metri cubi. Atunci, pe această disproporție a apărut necesitatea acestei legi offshore pentru ca să putem exploata aceste gaze. Aceste societăți străine au avut anumite cerințe, statul român și-a impus și el anumite cerințe. Adică, din total zăcământ pe care l-ai și-l exploatezi, 60% din venituri sunt ale statului român și 40% a celui care exploatează. Așa arată legea offshore la asta. Mai sunt niște chestiuni legate de investiții și alte lucruri în lege. Senatorul PNL de Hunedoara mai susține că peste 2 ani se va începe și o exploatare la mare adâncime în județul Buzău și că din 2025 România nu va mai fi nevoită să facă importuri de gaze și își va asigura consumul din propria producție. România la această oră a început exploatarea în Marea Neagră, exploatează deja un perimetru de unde scoate 1 miliard de metri cubi începând din această vară. Din 2024 va fi pus în funcțiune exploatarea la mare adâncime de la Caragele din județul Buzău. Este un zăcământ foarte mare pe care îl exploatează statul român prin RomGaz. Deci în 2024 România va reuși să adune acei 2 miliarde de metri cubi, în așa fel încât, începând cu 2025, România să nu mai fie dependentă de gazul rusesc sau de orice fel de alt gaz. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante puteți afla urmărind astăzi, după jurnalul de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Vasili Căpotecă, senator PNL de Hunedoara. În vedere că această perioadă